ne-am întors la politica zilei. Eu vă spuneam în prima parte că la Costinești astăzi o mină marină a produs o explozie aproape de digul Costinești. Ne spuneau cei de la Forțele Navale Române la ora 16 că sunt cercetări. Acum la nivelul litoralului românesc încearcă să determine concret această explozie, de la ce a pornit, dacă într-adevăr stă la asta vorbim sau nu despre o mină marină. Așteptăm în continuare confirmarea autorităților care au luat măsuri sporite. Vă reamintesc că și un elicopter militar survolează spațiul aerian din jurul plajelor și din jurul litoralului românesc. Ne întrebăm, desigur, pentru că mâine este ziua marinei, dacă nu poate fi chiar o provocare. Între timp, la Mangalia, un turist a sunat la 112 considerând un buștean a fi o mină marină. A început așadar și panica pe litoralul din România. Discutăm despre acest subiect, dar și altele, cu invitații mei și ai dumneavoastră la această oră. Este printr-o legătură telefonică directă domnul Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general. Bună ziua! De asemenea, Anatol Șalaru, fost ministru al apărării în Republica Moldova. Mulțumesc mult, domnule ministru, vom vorbi și despre diplomații ruși care au părăsit Chișinăul astăzi. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua! Domnule Bălăceanu, vin la dumneavoastră pentru că, sigur, în rândul oamenilor, în rândul turiștilor s-a creat cu siguranță un soi de panică în primele momente și este întreaga zonă în alertă. Cum spuneam, s-au dispus măsuri suplimentare, întărirea cercetării în zonă și avem un elicopter Puma care survolează în acest moment zona. Explicați-ne din analiza dumneavoastră despre ce ar putea fi vorba și dacă mai putem asista sau nu la astfel de explozii în perioada următoare. Panica de regulă se induce și noi va trebui să avem măsura contracarării panicii. Uite, un exemplu ar putea să fie faptul că cei care transmit de la fața locului, mă refer la jurnaliști, nu au nicio experiență militară. Nu au, dar nici... Este o recomandare. Da, dar nu mai lăsați-mă să vă spun. Vă las, dar nu e vina jurnaliștilor că explodează minele pe Marea Lumării, domnule Bălăceanu. Vina este că nu înțeleg ce înseamnă o explozie. Și la un moment dat, dacă spui cu o bucată de piatră, o piatră în sine este produsă de o explozie, tu dacă n-ai ținut o grenadă în mână, n-ai aruncat-o, n-ai văzut cum trage un AG-9, n-ai dat foc la o încărcătură de trotil, iei de bun o informație pe care o dai în spațiu public. Trebuie să înțelegi ce înseamnă la un moment dat chiar lovirea unui stabilopod de către o mină marină, schijele chiar de piatră cum arată, adică sunt niște lucruri pe care nu le poți transmite decât în momentul în care le-ai analizat și tu, dacă nu le-ai analizat. De acord, dar forțele navale folosesc cuvântul explozie, domnule Bălăceanu, noi cu ce greșim că-l folosim, sincer acum? Dacă forțele navale române vorbesc despre o explozie... termenul de... posibil să fie explodat. Nu, a spus în direct la mine la ora 4 purtătorul de cuvânt o explozie. Încercăm să aflăm din ce motive s-a produs această explozie. Da, dar nu poate să fie o explozie garantată că este de la o mină marină, că nu se confirmă. Bun, dar știm că sunt probleme cu minele marine. Exploziile pot să aibă și alte cauze. Ar trebui să întrebați un pirotehnist, un specialist în problemele legate de explozibili. Luăm în calcul și varianta de mină. Dacă luăm în calcul varianta de mină marină în derivă, pericolul nu este asupra turiștilor, chiar dacă vorbim de un scenariu că mina a lovit stabilopozii. Nu am văzut din imaginile transmise nici, este și greu să producă daune unor cantități enorme, unor greutăți enorme, o mină marină. Ea are o putere, dar puterea ei este dedicată distrugerii în corpul unei nave și avarierea, nu, calei respective și scufundarea navei prin încărcare cu apă, nici de cum prin explozie, că nu este o mină de tip nuclear. Problematica minelor în derivă va rămâne deschisă, nu amenință însă turismul. Citeam o statistică și am văzut că cele mai multe mine în derivă aveam statistica că le-au distrus turcii. Acum, ultima statistică ne spune că le distrug ucrainienii. Ucrainienii au ieșit să facă plaje într-un oraș asediat în condiții de război. E vorba de plaja din Odessa.
Credeți că ei nu au simțul măsurii? Minele în derivă sunt periculoase pentru navele comerciale. Probabil au crescut primele de asigurare. Trebuie ca echipajele să-și ia niște măsuri, că nu există o posibilitate să controlezi marea pe metru pătrat împotriva unui obiect care este foarte greu sezizabil și nu există nicio tehnologie pentru detectarea de la distanță acestor mine, iar minele în derivă sunt legate de curenții marini. Este greu, chiar dacă ai depistat-o ieșind de undeva dinspre Ucraina, unde se îndreaptă. Bun, domnule general, dar atunci... minele de până acum nu a însemnat o prezență foarte mare. Vorbim de 5 mine. Cele care au fost descoperite au fost explodate. Da. Așteptăm rezultatele investigațiilor de la DIC, dacă a fost vorba de explozia unei mine marine. 2. Când s-a vorbit de o a doua mină în derivă, deja încep să apară alte discuții că e vorba de o bucată de lemn, de un bușcan. Nu, nu, aceea este din Mangalia cu bucata de lemn, dar cea de a doua mină despre care s-a discutat în aceeași zonă, aceea a fost neutralizată de reprezentanți de la forțele navale? Nu, sau... nu. Cum să fie neutralizată? Că am fi văzut neutralizarea, am fi văzut imagini pe care... Păi atunci, domnule Pălăceanu, de ce mai avem autoritățile astea dacă de dimineața până seara ne dau alte informații cu toții? Pentru că toate aceste informații noi le primim de la corespondenți de acolo, le primim de la reprezentanți, de la purtătorii de cuvânt din acele instituții. De unde vin toate aceste informații? De ce nu există o comunicare unitară? Să vină MAPN-ul să ne spună și nouă despre ce este vorba în mod concret. Nu stăm de 10 ore să ne dăm seama, e o mină, nu e o mină. Noi o să aflăm din presa internațională, așa cum aflăm și că avem piloții de F-16 nu știu unde, că dăm nu știu ce muniții, că noi stăm confidențial să nu spunem. Eu nu am fost niciodată alarmistă pe subiectele astea, dar mi se pare absolut normal să ne comunice și nouă în mod oficial cineva. Care este riscul pentru viața oamenilor, nu pentru turism? Nu e vorba de turism aici, e vorba de viața noastră. Dacă aveți răbdare, îl reluăm. Nu vreau să reluăm, domnule Bălăceanu. A înțeles lumea foarte bine. Eu vă întreb altceva. Dumneavoastră spuneți că nu e nici mină, că nu e nici explozie, că nu e... Nu. De ce comentați așa? De ce este vorba de o explozie, dar nu este garantat că este explozia unei mine marine? Bun. 2. Minele marine nu sunt periculoase pentru că ele nu pot să ajungă nedetectate pe țărmul mării. Iar dacă ajung pe țărmul mării, ca să explodezi o mină marină, te duci și o acționezi mecanic. Adică pur și simplu să lovești într-unul din cornurile, pentru că sunt mine de contact. Lucru care duce la un scenariu în care nu putem crede. Nu avem nicio situație în Marea Neagră de mine în derivă care au rovit o navă comercială, iar noi acum vedem explozie pe țărm. Trebuie să înțelegem că din punct de vedere tehnic este greu să se ajungă la așa ceva. Repet, noi trebuie să pregătim populația și asta o face media, că minele în derivă vor mai fi prezente, numărul de mine a crescut pentru că probabil și rușii, nu probabil, în mod sigur, au plantat mai multe mine ca să blocheze într-o anumită perioadă de timp porturile ucrainiene la Marea Neagră. Noi trebuie să avem în vedere pericolul pe care îl reprezintă minele în derivă pentru navele comerciale. Rămâne un pericol prezent. Repet, probabil primele de asigurare sunt mult mai mari pentru cei care navighează în Marea Neagră. 2. Trebuie să ținem seama, să facem analizele legate de faptul că NATO nu poate să fie prezent în Marea Neagră și e vorba de o politică pe care România trebuie să o aplice alături de Statele Unite. Iată, era nevoie să fie prezent acum gruparea navală permanentă numărul 2 de luptă împotriva minelor a NATO? Era. Nu este din ce cauză? Strâmtorile sunt blocate. Ca atare, ne descurcăm cu mijloacele pe care le avem. Care sunt mijloacele pe care le avem? Sunt grupele EOD de scafandri care au reușit să detoneze toate minele care au fost descoperite. 2. Sunt dragoarele de mine, cele 4 dragoare, le avem. 4, 5 sau mă rog, nu știu care punct, a ieșit puitorul de mine și de plase acum pentru a verifica zona? Da. A ieșit elicopter naval să verifice zona? Da.
Deci se fac acțiuni de verificare astfel încât dacă se depistează o mină care nu explodează, când se ajunge pe plajă, nu este mină care vine să facă plajă în România și curenții de regulă nu o aduc către țări. Bine, deci până aflăm ce a fost, așteptăm. Iată, sunt date tehnice care trebuie discutate și de hidrologi, și de meteorologi, și de eodiști, ca să nu creăm, repet, un sentiment de panică. Sigur că așteptăm informațiile vor veni, dar bine, dacă aflăm că explozia nu a fost de la o mină și a fost de la altceva, ce o să spunem după aceea? A fost exact acest lucru, de la ce a fost explozia, de la care a fost sursa acestei explozii și vom fi cu toții fericiți că nu se întâmplă astfel de explozii de mine. Vreau să merg și la domnul Șalaru, domnule Bălăceanu. Domnule Șalaru, nu a fi fost o mină marină, poate o fi fost, o să aflăm. Dar până una alta știm că în Ucraina avem cea mai minată țară din lume și minele astea, unele dintre ele, au mai ajuns și până Marea Neagră. Acum, vă întreb și cu experiența dumneavoastră, la Andrașul Bălăceanu, care sunt pericolele? În Ucraina sunt 5 mine din astea pe metru pătrat de front. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Bălăceanu pentru explicația excelentă. Au mai fost cazuri când, de exemplu, anul trecut în limanul Nistrului, mine rusești, mine marine, au urcat un pic pe Nistru și, desigur, că s-a strânit un pic de panică, dar pe urmă s-au lămurit că nu sunt atât de multe mine care se rup de cablu care le leagă, că sunt plantate în anumite locuri pentru a bloca anumite canale comerciale. Și atunci, datorită faptului că sunt vechi, că sunt uzate, se mai rupe câte o mină, dar nu sunt un număr masiv de mine care plutesc în Marea Neagră. În ceea ce ține de minele de uscat, minele antitank, anti-infanterii, desigur că ele nu pot să ajungă în Marea Neagră, sunt mine pe care armata rusă le-a plantat pe o zonă care este mai mare decât teritoriul României și sunt, după cum scrie presa din Ucraina, câte 5-6 la metru pătrat. Da. Deci în perioada când țările NATO și Occidentul se gândea dacă să mai ajute sau să nu ajute Ucraina, dacă vă aduceți aminte că după G20, timp de vreo 3 luni, Occidentul aproape că nu a ajutat Ucraina. Și atunci rușii s-au folosit de pauză și au construit așa numită linia Surovikin. Dar linia Surovikin nu înseamnă doar niște piramide mici din beton de care le dai la o parte cu un camion. Înseamnă câmpuri de mine de kilometri în lungime, lățime, chiar mulți kilometri și până la 10 kilometri, ceea ce face imposibilă avansarea armatei ucrainene. Și asta este și una din explicațiile de ce contraofensiva ucraineană întârzie, din cauza câmpurilor de mine aplasate de Rusia. Dacă ar fi avut aviație, desigur că s-ar fi rezolvat mult mai ușor situația, dar deocamdată avem ceea ce avem, iar Ucraina nu are capacitatea necesară de a dimina aceste câmpuri. Eu am fost în Kosovo, am vizitat contingentul internațional de asigurare și menținerea păcii și geniștii moldoveni și acum descoperă mine de la un război care s-a terminat cu mulți, mulți ani în urmă. În Ucraina, și vă imaginați că acolo nu au fost plantate câmpuri de mine uriașe, cum sunt acum în Ucraina. Deci unii estimează că va fi nevoie de 50, 60 sau poate 70 de ani ca să descopere toate minele plantate în Ucraina. Și acum e nevoie urgent de ajutor, fiindcă armata rusă încearcă să nimicească geniștii. Bombardează unitățile de geniști, echipele de geniști, ca să întârzie deminarea acestor câmpuri și să întârzie contraofensiva ucraineană. Pe timp de pace vor veni foarte mulți geniști din multe țări, vor acorda ajutor la deminare, dar acum, în timp de război, nicio țară nu poate să-și permită geniști în Ucraina. Și e nevoie și de tehnologii speciale, și de echipament speciale, și de foarte mulți oameni capabil să facă acest lucru, dar nu se reușește încă pe deplin. Bun, domnule general, până vedem rezultatele, măcar poate reușim să ne lămurim ce se întâmplă cu navele, pentru că rușii au spus că au atacat o navă civilă după ce nu le-a răspuns la semnale pentru a fi inspectată.
Acum, ucrainenii dau o publicității, o înregistrare radio, din care reiese că doar a fost o avertizare verbală, nava respectivă și-a schimbat un pic mersul, a intrat în apele teritoriale ale Turciei, apoi înțelegem că până la urmă s-a efectuat această inspecție. Există o încercare de intimidare din partea Rusiei, spunând că, iată, atacăm și ne ținem de cuvânt, atacăm navele civile, atacăm aceste nave care cel mai probabil merg în porturile Ucrainei pentru cereale. E doar o încercare de intimidare sau chiar să ne așteptăm la un moment dat la atacuri, la țintirea navelor civile? Rușii n-au spus atacăm navele civile. Rușii au spus vom controla și vom folosi forța împotriva navelor civile care execută transporturi militare. Ca atare, rușii spun verificăm navele care, despre care avem informații că au transporturi militare. Se aplică niște proceduri pe care și NATO le aplică în Marea Mediterană, nu? Proceduri la care au participat și fregatele noastre, inclusiv echipe de inspecție la bord, împotriva traficului de droguri, de armament și mai departe. Deci este o practică nu numai a rușilor, este o practică internațională. Dacă s-a întâmplat că avertizmentele acestea se fac în baza unor proceduri, adică nu aveți o navă civilă, din nou trebuie să înțelegem ce se întâmplă și dai ordin să se execute foc asupra ei cu rachetele antinavă dacă e la distanță mare, cu tunurile dacă e la distanță medie, cu mitralierele de pe bordul navelor dacă e la distanță mică. Nici vorbă. În primul rând, navele respective, pe baza unor informații, da, și dacă sunt suspectate de transporturi militare, sunt avertizate că vor fi controlate. Ele trebuie să se supună controlului, trebuie să-și anunțe prezența, itinerarul, să lase mijloacele de comunicații deschise. Au intrat nave sub pavilion turcesc până la urmă, sau mă rog, aparținând de Turcia, în porturile de la Dunăre și nu s-a întâmplat nimic deosebit. Indiferent de scenariu, dacă nava s-a întors și n-a mai mers spre Ucraina, da? Pentru că îi spun navele care se îndreaptă spre Ucraina, nici de cum navele care se îndreaptă spre porturile altor țări riverane Mării Negre. Deci dacă s-a întors, n-a mai fost controlată. Dacă a intrat în zonă, cum spun rușii, nu s-a supus controlului, nu s-a tras asupra navei. Atenție cum prelucrăm, că așa se creează după aceea ideea că rușii au tras într-o navă civilă. S-a executat foc de avertizment. Știi ce înseamnă foc de avertizment? Se trage în aer. N-are niciun efect al navei. Dacă nu te supui focului de avertizment, după aceea se poate executa foc asupra navei și de regulă se execută foc pe direcția de deplasare. Dacă nici atunci nu se supune s-ar executa foc asupra navei, dar să-i producă daune care să nu ducă la scufundare sau la deces al personalului, iată deci că sunt o grămadă de proceduri, iar în momentul în care se supune controlului, există echipe specializate care sunt trimise la bordul navei care inspectează nava. Dacă pe nava respectivă nu se descoperă niciun transport militar, rușii nu au niciun drept să rețină nava respectivă și dau drumul mai departe să facă cursa înspre porturile din Ucraina. Ei au precizat, vom controla navele care vin înspre Ucraina. N-au spus că vor trage asupra navelor care ies din Ucraina, plecând de la următoarea idee logică. Cum adică faci transporturi militare ca să duci armament din Ucraina unde? Ucraina având un deficit acut de armament și de muniție. Evident, da, se aude în înregistrarea aceea radio, li se spune că au suspiciuni, li se spune celor de pe nava respectivă, că rușii au suspiciuni că transportă echipamente militare și că doresc să facă o inspecție asupra navei. Mulțumesc foarte mult, domnule Virgil Bălăceanu. Domnule Anatol Șalaru, vreau să discutăm un pic despre ce se întâmplă la Chișinău. Pentru că, până la urmă, au plecat diplomații aceia ruși împreună cu angajații de la ambasadă pe care Moldova îi retrimite acasă la ei în Federația Rusă. Cred că ați văzut și dumneavoastră imaginile, cum au plecat.
Vorbim și despre 23 de angajați. Zaharov a avut o reacție imediată. Chișinău cade în adâncimi tot mai mari. Acestea sunt imaginile. Ca întotdeauna, nu știm dacă băuse doar apă Zaharov, amenințând din nou Republica Moldova. Vă rog. Deci, în primul rând, vreau să vă spun că Zaharov nu bea apă, îi face rău apă, consumă altceva. Aerul este mai curat un pic pe azi dimineață în Chișinău. Au plecat majoritatea din ei, cred că 99% lucrau pentru FSB și au lăsat în schimb oamenii în Chișinău. Ne așteptăm acum la răspuns din partea Ministerului Afacerilor Externe a Rusiei. Probabil că vor trimite și ei acasă câțiva diplomați moldoveni. La rândul nostru, dacă va avea tărie Ministerul de Externe, va regla numărul ca să fie paritate. Astăzi există un pic mai mulți diplomați ruși la Chișinău decât sunt diplomați moldoveni la Moscova. Însă sunt unii în instituțiile statului care au terminat Academia FSB, unii de la SIST care au terminat Academia de la GRU, de la spionaj extern, oameni care au avut perioadă foarte lungă trăită și activată în Rusia și astăzi ocupă funcții foarte importante în Republica Moldova. De exemplu, șeful aparatului de la SIS este absolvent a unei instituții de spionaj din Rusia și nu cred că a venit de acolo neafectat. Mai sunt la fel șeful Poliției de Frontieră, care a terminat Academia FSB din Rusia. Sunt și alții. Deci e timpul ca statul, Republica Moldova, să înceapă să-și curete rândurile. Fiindcă anul trecut, și le amintesc de fiecare dată chestia asta, șeful, directorul de la SIS a declarat că instituțiile statului sunt pline de agenți ruși, agenți FSB. Deocamdată nu am văzut nici arestări, nici deportări, nici rețineri, nici dezvăluiri. Au plecat doar cei care au fost de la ambasadă și sunt foarte mulți în Transnistria, fiindcă, de exemplu, acordul care a fost anulat, denunțat acordul între SIS și FSB, presupunea că în Transnistria va exista o reprezentanță a FSB-ului. Și vă imaginați că pe timpuri agenții FSB erau oficial în Republica Moldova, de fapt, că nu era Transnistria, tot ea Republicii Moldova. Și urmează să se facă încă foarte multe lucruri, fiindcă Republica Moldova este foarte importantă astăzi pentru Rusia și agentura rusă este prezentă în permanență în Republica Moldova. Acum încearcă să destabilizeze situația din autonomia găgăuză și acolo sunt foarte mulți și în Transnistria. Au foarte mult de lucru ai noștri, sper să se sprăvească. Da, mă bucur că s-au întâmplat lucrurile atât de repede. Au plecat și de aici, din România, numai de la Viena nu pleacă niciodată. După asta îi pleacă la Viena tot. Da. Viena, mă rog, Austria, Elveția, astea sunt locurile. Mai rămâneți un pic cu noi, domnule Șalaru. Vreau să-l salut și pe Vlad Botoș, este europarlamentar din partea USR. Bun găsit, mulțumesc foarte mult! Bună ziua și mulțumesc și salut și eu pe domnul ministru Șalaru. Că tot veni vorba de Austria, de data asta nu Austria este în topul discuțiilor sau țărilor care oferă vize Schengen ușor pentru ruși, ci Ungaria, Grecia și Italia, chiar Spania, la rândul ei, a oferit un număr record de vize rușilor, 154.000. Informațiile acestea apar, Vlad Botoș, în presa din Ungaria, presa de opoziție maghiară, și indică țările de unde e foarte ușor pentru ruși să facă rost de acces, da, în spațiul Schengen. Ungaria, Grecia, Italia, Cipru, astea sunt principalele. Dar erau niște, la un moment dat, se luaseră niște decizii, parcă la nivelul Uniunii Europene. Văd că nu le respectă toată lumea. Mă rog, fiecare încearcă să-și apere și turismul, dar și alte interese comerciale. Da, din păcate, în pachetul de sancțiuni propus de Consiliul European și Comisia Europeană, aceasta de a interzice cetățenilor ruși accesul în țările statelor membre nu s-a întâmplat. Eu sunt unul dintre co-semnatarii unei scrisori a colegului meu, Guy Verhofstadt, prin care am cerut de mai multe ori ca
această sancțiune să existe. Rușii să mai poată intra în țările Uniunii Europene. De ce să facă turism în țările noastre, în Uniunea Europeană, atâta vreme cât ei au agresat? Sau, mă rog, conducătorul pe care ei l-au ales și peste 60% dintre cetățenii ruși susțin această invazie, din păcate, sigur, sunt foarte mulți dizidenți. Sunt oameni care au fost arestați, cum este Alexei Navalny și toți asociații lui. Însă eu, unul, susțin ca rușii să nu vină și să facă turism în țările din Uniunea Europeană. Și mă intrigă și până, am citit și eu acest articol care a apărut prima oară în ziarul german Die Welt, în care am văzut că Ungaria, și aici iarăși guvernul lui Victor Orban nu se dezice, acordă foarte ușor vize cetățenilor ruși, dar sigur, este și Grecia sau Italia printre țările care acordă vize și aici, sigur, probabil din rațiuni economice, fiindcă știm că cetățenii ruși sunt niște consumatori de turism în sudul Europei și atunci au acordat aceste vizite. Însă voi ridica din nou această chestiune la nivelul Comisiei Europene, pentru că și până mă intrigă acest lucru. Sigur, trebuie să fim clari și să spunem că față de 2021 a scăzut acordarea vizelor cu 84%. Adică doar 16% din cetățenii ruși în raport cu 2021 au primit aceste vize de turism și aici trebuie să fim fair și să spunem acest lucru. Da, domnule Șalaru, Occidentul rău, nenorocit, de unde vin toate relele, dar uite că vrem întotdeauna să avem și cetățenie de acolo, să avem și vize, să ajungem ușor acolo, vrem să mergem în aceste țări, să avem relații comerciale, mă refer la Rusia aici, da? Cum se poate toată această ipocrizie până la urmă și a statelor de aici, care spun că mențin sancțiuni, că apără, că ajută Ucraina, că sunt împotriva războiului criminal dus de Putin și cu toate astea, pe acolo pe unde pot să fenteze sancțiunile, fentează, sigur, în scopuri economice, în primul rând. Astăzi am văzut o știre în care o organizație internațională a descoperit în dronele rusești produse în Rusia, că erau dotate cu motoare din Cehia. Și sunt foarte multe cazuri în astea când companii din Occident continuă să colaboreze cu Rusia, pentru că câștigă mult bani și interesează mai puțin politica. La fel și copiii tuturor șefelor mari de pe la Moscova, cei care condamnă Rusia și cer lovirea cu bombe nucleare, Londra, Parisul, Washingtonul copiilor, de fapt, se află acolo. Era și un banc în Rusia, că spunea că în Washington sunt copiii lui ăla, în Londra sunt al ăla, hai mai bine să lovim Voronezhul, că acolo trăiesc doar țărani din ăștia, mai înapoieți, nu ne pasă de ei. Deci, Rusia, desigur că sunt mai multe clase în Rusia, sunt oameni care n-au ieșit niciodată în afară, sunt unii care au ieșit doar pentru turism și sunt alții care și-au investit banii în Occident, acolo și-au familiile, acolo și-au case, acolo și-au afaceri și desigur că pentru ei lovitura foarte mare este când Occidentul îi pune pe listele de sancțiuni. Dar din ăștia sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini. Da, și majoritatea... Vă rog. Da. Majoritatea care pleacă în sezonul acesta estival, pleacă în concediu. Dar oamenii simpli nu pot să obțină o viză pentru Grecia. Eu am prieteni în Rusia cu care mai discut și îi spun putem să mergem doar în Egipt și în Turcia. În rest, doar ăștia care au business, au copii, au familii prin Occident, au proprietăți, au anumite relații, recomandări, obțin foarte ușor vizele și chiar ăștia care sunt din echipa lui Putin, ăștia care fac propagandă pentru Putin, se odihnesc în Italia, se odihnesc în Statele Unite, nu numai europenii le acordă vize, inclusiv și în Statele Unite merg fără niciun fel de probleme. Așa e, că e aceeași discuție pe care o purtam și despre combustibilul nuclear și americanii și statele Uniunii Europene cumpără masiv, că au nevoie, da, de uraniu, de exemplu, da, sau de alte surse din Rusia. Vlad Botoș, mă întorc pentru o concluzie, pentru că la un moment dat va trebui să fie o discuție serioasă la nivelul Uniunii Europene despre cine respectă și nu, cine nu respectă sancțiunile acestea, cine ocolește sancțiunile, pentru că asta va face economiile din Uniunea Europeană
necompetitive multe dintre ele, dacă unele state respectă mai mult sancțiuni, dacă altele le ocolesc, da? E o diferență până la urmă legată de producție, de zona economică a fiecărui stat în parte. Foarte corectă afirmația asta și tocmai de aceea Bruxelles-ul pare slăbit și avem foarte mulți cetățeni în statele noastre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, care văd Bruxelles-ul prea birocratic. Și nu este de mirare că tot timpul cei care ocolesc aceste reguli sunt cam tot aceiași. Uite, dacă ne uităm și acum la listă, cel mai ușor se acordă vize în Ungaria, în Grecia, în Italia. Și va trebui să avem o discuție foarte, foarte serioasă și nu doar la nivel de Parlament. Aici, la nivel de Parlament, în fiecare lună, în sesiunea plenară de la Strasburg, avem discuții pe aceste subiecte, ci mai ales în Consiliul European, acolo unde șefii de state și de guverne stau la masă și mi-aș dori foarte mult să văd România, până la urmă așa, ca țara a Uniunii Europene, România o țară importantă în această zonă fierbinte a Europei, da. Prin vocea președintei României, care sper, nu știu, să vină din concediu și să... Se duce mâine la ziua Marinei, da. Nu l-am mai văzut de foarte multă vreme pe domnul președinte. Mă bucur să aud că va apărea în spațiu public. Să spun acest lucru. Nu este normal ca tot timpul Ungaria să, nu știu, să ocolească aceste reguli pe care împreună le-a stabilit până la urmă, nu? Toți cei 27... Da. Mulțumesc foarte mult, Vlad Botoș, eurodeputat din partea USR, a fost alături de noi. Pe final, domnule Șalaru, vreau să ne uităm un pic la Polonia, pentru că au apărut niște imagini, niște clipuri cu niște anunțuri ale grupării Wagner în Cracovia. Erau anunțuri de recrutare ale mercenarilor cu scanare de cod QR. Iată imaginile, da, care duceau către site-urile de recrutare. Pe anunțuri apărea mesajul "Suntem aici, alăturați-vă nouă". Între timp, Polonia a arestat doi ruși care făceau propagandă cu astfel de materiale. Mă gândesc, domnule Șalaru, că nu voiau să recruteze neapărat polonești, ci mai degrabă e o dorință de a aduce un pic din război și mai aproape, și mai în inima Poloniei. Aveți perfectă dreptate. Cine a dorit să se înscrie în Wagner a făcut-o de mult. Aveau puse și în Statele Unite, angajau și în toată lumea, pe toate paginile lor de socializare sau pe paginile oficiale ale Wagnerului, dar acum încearcă să facă ceea ce știu ei mai bine, să inducă spaima, să inducă teroarea în rândul populației civile, care încă nu știe ce e războiul. Ați avut perfectă dreptate că spuneați că anul trecut în Odessa oamenii stăteau la plajă, deși era război, deși erau mine, fiindcă le-a dispărut teama de război. Ceea ce a făcut Ucraina în primele săptămâni, i-a dispărut teama de Rusia, frica. Acum ei încearcă să inducă această frică în rândul polonezilor, pentru că sunt oameni simpli, oameni care n-au văzut, au uitat ce înseamnă un război și frica lor față de Rusia, de fapt nu numai în Polonia, dar în tot Occidentul, frica față de Rusia a fost foarte mare și unii din ei încă și acum sunt paralizați de frica față de Putin și față de armata rusă. Da. Dar încet, încet o să le treacă. Și ei asta vor să inducă un pic de panică în rândul polonezilor, pentru că se apropie alegerile și Rusia și-ar dori din toată inima ca actualul partid de guvernământ să-și piardă majoritatea, să piardă puterea în Polonia. Da. Mulțumesc foarte mult, Anatol Șalaru, fost ministru al apărării în Republica Moldova, a fost alături de noi. Avem însă o informație de ultimă oră, informația zilei, până la urmă breaking news, doamnelor și domnilor. Fostul ministru de finanțe, Darius Vâlcov, este în custodia polițiștilor români. A ajuns, ați văzut aici în direct imaginile, în urmă cu aproape jumătate de oră, pe aeroportul din București. A fost preluat de autoritățile din România și mai departe justiția trebuie să își facă datoria. Este alături de noi Alina Gorghiu, ministrul justiției. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc, bună ziua tuturor! Am văzut și mesajul dumneavoastră, a fost într-adevăr rapidă această extradare. Încep ușor, ușor să fie aduși acasă toți acești infractori, toți acești condamnați. Darius Vâlcov are 6 ani de închisoare de executat. Spuneți-ne ce urmează mai departe. Este prima realizare. Cred că arată o colaborare serioasă. E un efort, așa cum cred că vă spuneam și ultima oară, un efort al multor oameni din sistem,
atât justiție, interne, penitenciare, magistratul de legătură cu Italia, care au lucrat cu mulți profesionaliști într-un proces complex. Că noi vedem aterizarea lui Darius Vâlcov în aeroport, mersul lui la Rahova și probabil că ne imaginăm că lucrurile au fost simple. Nu a fost o comunicare intensă cu autoritățile italiene. Permiteți-mi să le mulțumesc pentru maniera în care am colaborat pe parte judiciară în materie penală în această speță și sigur îmi doresc tare mult cu această ocazie să aducem un plus de încredere și credibilitate pentru instituțiile din România, pentru că cetățenii se uită la noi și așteaptă să vadă că livrăm. Astăzi, justiția și-a făcut datoria în această speță și sper să continuăm în aceeași manieră. Deci avem un Darius Vâlcov care a aterizat în România, a fost predat de autoritățile italiene astăzi, în prima parte a zilei, a intrat în custodia polițiștilor din România. De aici, mai departe, se va realiza predarea sa către penitenciare. Vă spun că noi am avut niște angajamente către instanțele din Italia, așa cum s-a putut observa și în hotărârea Curții de Apel din Italia, de la Napoli, cea care a pronunțat hotărârea prin care ne-a permis să îl aducem în țară pe respectivul. ANP-ul a oferit garanții că va avea asigurați acei 4 metri pătrați în camera de detenție, garanție prevăzută de CEDO, solicitată de CEDO și de Curtea de Justiție a UE. O să ne asigurăm practic prin această garanție că persoana condamnată ne va fi predată și în următoarele 21 de zile condamnatul Darius Vâlcov va fi în penitenciarul de la Rahova, vor fi 21 de zile de carantină, după care, în momentul în care se va schimba regimul de executare în semideschis, probabil că va merge la Jilava, unde vom asigura aceleași condiții de detenție. În timpul acesta va trebui să lucrăm și pe celelalte dosare de fugari din străinătate, sunt mai multe proceduri în curs. Însă n-aș vrea, știți obiceiul meu, nu dau detalii din procedurile în curs, încerc pe măsură ce obținem rezultate, pe măsură ce facem pași, să vă țin la curent cât se poate de transparent. Aș fi vrut să vă întreb dacă această extrădare a lui Darius Vâlcov deschide o mai bună cooperare cu autoritățile din Italia, pentru că sunt foarte mulți în Italia, mai sunt și alte state, și Grecia, de exemplu, unde înțelegem că e foarte complicat să-i aducem înapoi acasă, sau poate n-a existat voință până acum, nu știu. Bun, e foarte delicat că acolo unde sunt hotărâri definitive operează autoritatea de lucru judecat pe acele dosare, deja nu avem ce să mai facem, însă sunt multe alte proceduri în curs și acolo unde avem proceduri în curs, statul român va trebui să se concentreze ca și pe acest dosar. Mă amintesc că la mai puțin de o lună de când am preluat mandat, undeva cred că pe 11 iulie, dacă mi-aduc bine aminte, am și transmis o solicitare omologului italian să avem acest dialog mult, mult mai accentuat la nivel tehnic, la nivel politic, pe tema fugarilor din România. Mi-am și propus crearea unui grup de lucru pentru îmbunătățirea acestei cooperări judiciare în materie penală și astăzi pot să vă spun că am colaborat extraordinar de bine cu Italia, dovadă că avem un condamnat la 6 ani cu executare de către Înalta Curte pentru infracțiuni de trafic de influență, spălare de bani între 2009 și 2013, cred că, dacă nu greșesc, care astăzi se întoarce în sistemul penitenciar românesc să-și execute pedeapsa. Deci da, cooperarea este bună. Sperăm că sunt premize sănătoase pentru viitoarea colaborare, nu doar cu autoritățile italiene, așa cum spuneți dumneavoastră. Mai avem discuții de făcut și cu alte state și vă asigur că le vom face în continuare și nu vom rata să fim activi în niciun fel de procedură. Ați spus că a trebuit să dați această garanție că va avea anumite condiții în penitenciar Darius Vâlcov către autoritățile italiene și aici vreau să vă întreb în general care e spectrul ăsta de probleme pe care le văd alte autorități din alte state și nu îi extrădează? Condițiile din penitenciare. Asta este principala cauză pentru care
nu ne-au fost returnate persoanele condamnate în dosarele anterioare. Însă, prin acest dialog foarte bun cu ANP-ul și cu autoritățile italiene, cu instanțele italiene, am depus aceste garanții. Noi ne facem treaba în România. Am vizitat al treilea penitenciar. Am fost la Mioveni, am fost la Brașov și alaltăieri am fost la Arad. Am fost în penitenciarele din România să văd cu ochii mei parcursul investițiilor în aceste locuri de detenție noi, în condițiile din penitenciare. Și vă asigur că e un proces anevoios. N-am să pozez în fața dumneavoastră și am să vă spun că de mâine toate lucrurile vor fi extraordinar de bune, pentru că sistemul penitenciar din România are probleme mari. Dar ne străduim să investim, ne străduim să asigurăm resurse de calitate. Sunt foarte mari eforturile pe care polițiștii de penitenciare le fac, pe care cei din conducerea penitenciarelor, eforturi pe care le fac și ei. Avem investiții atât în PNRR, din bugetul propriu, să știți că avem investiții mari. Sper eu că și la finalul anului să putem să dăm în folosință încă 1200 de locuri noi de detenție cu aceste condiții care să se ridice la nivelul solicitărilor CEDO și ale CJUE și conform memorandumului Resniveș la care România s-a obligat. Deci condițiile de penitenciare sunt, din penitenciare, condițiile de detenție sunt o cauză din pricina căreia autoritățile italiene au avut ezitări în trecut. Însă de data aceasta, cu un efort susținut, le-am convins și sper că și pe viitor vom reuși. Sper că o să terminăm odată condițiile astea din penitenciare, să ne mai apucăm și de alte lucruri prin România, pentru cetățenii români, nu doar pentru infractori, cum ar veni. Mulțumesc foarte mult, Alina Gorghiu, ministra Justiției, a fost alături de noi. Darius Vâlcov, vă reamintesc, a fost extradat de autoritățile din Italia, a ajuns în urmă cu aproximativ o oră în România cu un avion de linie din Italia, va sta 21 de zile în penitenciarul Rahova și cel mai probabil își va ispăși pedeapsa de 6 ani la penitenciarul Jilava. Vom mai vedea cum evoluează în următoarele zile acest caz. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem însă foarte repede. Înainte de publicitate despre Darius Vâlcov, care a fost extradat din Italia și este în custodia poliției române, au venit și primele imagini, ați văzut aici în direct momentul în care a ajuns pe aeroportul din București. Acestea sunt și primele imagini cu Darius Vâlcov, fostul ministru de finanțe, care va ispăși 6 ani de închisoare, probabil mai puțin de 6 ani, de fapt, așa cum e bunul obicei în România, în penitenciarul Jilava, din spusele ministrei Justiției, așa cum ați auzit-o în urmă câteva minute în urmă aici la Politica Zilei. Emisiunea a ajuns la final, însă de la fix începe Bună România. Vă las pe mâini bune ca întotdeauna. Bună seara, Radu, bună seara, Răzvan. Bună seara, Ioana, bună seara tuturor. Bună seara, Ioana. Practic ne revin îndrăgitorii de artă, iubitorii de artă se întorc în România și asta este, nu poate decât să ne bucure aceasta. Vine să facă mecenat și în pușcărie întoarcerea lui Darius Vâlcov, ultimul plecat, primul returnat. Asta nu înseamnă că s-a schimbat ceva în relația extrădărilor din Italia către România, pentru că, să ne amintim, sunt încă foarte mulți condamnați de lux care beneficiază de protecția statului italian și nu doar italian, și în Grecia, și în Republica Moldova, sunt deci nu. La Darius Vâlcov a fost o problemă, chiar va fi interesant de analizat. De ce anume n-a funcționat rețeta tradițională și în cazul Darius Vâlcov? Da, despre subiectul acesta vom veni cu detalii de la ora 18 în legătură cu subiectul acesta și, bineînțeles, vom discuta despre situația care a tensionat România întreagă, litoralul întreg al Mării Negre, porțiunea România, în situația minei care a explodat așa, luându-ne prin surprindere cumva. Luându-ne prin surprindere, deși noi avem o discuție despre minele care ar putea ajunge pe țărmul românesc încă de anul trecut, am primit asigurări de la toți generalii armatei române dispuși să discute pe acest subiect că nu se poate pune problema, e stupid. Alertăm populația absolut inexplicabil, într-o manieră haotică. Îi facem bine adversarului dacă vorbim despre aceste riscuri, căci nu se pune problema. Pe de altă parte, asociațiile de proprietari ai turismului de pe litoral, da, toți ne vorbeau despre zona lipsită de orice fel de riscuri de la Marea Neagră, nu vă faceți griji, nu se întâmplă absolut nimic. Își puseseră obrazul pentru situația. Da, bă, că acum o săptămână, două aveam ecoli în Marea Neagră, înainte era numai ce era, domne, ciumă bubonică, ce se dă o altă tot din cauza boală periculoasă. Tot din cauza exploziilor de acolo. Holeră, aveam holeră, da. Acum avem
mine și se presupune că mai e încă o mină nedetonată în Lar. Discutăm astăzi despre cum ne-au mințit în ultimul an. Se presupune că mai sunt o sumedenie de alte mine care ar putea ajunge la noi, având în vedere situația vântului și situația furtunii. Ăla e un scenariu. Da. Dar certitudinea se referă la cel puțin o mină care e acolo în proximitate, deci încă aveți grijă. Discutăm astăzi de la 18. Deci și... cum ne-au mințit, ci că să ne liniștească. Și urim liniștiți. Vom discuta la fel de neliniștiți și despre situația prețului la combustibil, care dă cumva să anuleze și acele scăderi vehiculate, că nu sunt clare, la alimentele de bază. Cam asta vom discuta astăzi, Ioana. Da, pe mine m-au certat toată emisiunea, toți invitații cu care am discutat despre minele astea. Domnule, să nu mai panicăm, trebuie să avem toți pregătire militară aici când vorbim despre asta. Eu nu înțeleg, eu aștept să scrie cineva, domnule, în presa, din America, din, nu știu, din Franța, din Germania, din China, poate, să ne spune și nouă ce se întâmplă aici la noi, că noi nu mai așa aflăm. E ca la ruși, pare că începe să semene totul ca la ruși aici cu domnul general Ciucă și cu domnul Iohannis, care mâine își face apariția la Ziua Marinei. Da. Dar avem voie să vorbim noi, să nu spunem nimic despre ce se întâmplă. Ioana, ca să-l citesc pe Beni Goace de la Cațavenci, domnule, el de mult a pledat în favoarea litoralului fără mine. Fără mine, fără tine, de la fix cu voi. Bine. Bună România! Ne vedem mâine de la 16.